În județul Giurgiu au fost necesare doar intervenții cu material antiderapant în anumite zone cu predispoziție pentru formarea unor porțiuni alunecoase. Nu am avut drumuri blocate, drumuri cu alunecușuri, cu mașini derapate în șanturi sau altceva. Nu au fost pomi căzuți, nu am avut cantitate, deci că atare nu am ieșit cu autogatherle și aveam un tractor Steyr care e foarte bun, 4x4 și puteam să-l folosim, însă nu a fost necesar. Cu toate acestea au fost și unele zone care au necesitat mai multă atenție din partea autorităților. Zona Oncești, unde, în zona CFR acolo, unde se urcă destul de greu, acolo am dat de vreo 4-5 ori, în interval de 2 ore, cu nisip și cu clorură de calciu, ceea ce am colaborat de asemenea și cu primarul de la Stănești, un primar foarte destoinic acolo. De asemenea, avem o problemă zona Ciuvica, zona dintre Vieru și Gogoșari, este o vală mare acolo. Iar acolo am intervenit în interval scurt de mai multe ori. Zona de la, am depășit Gogoșarul, deci între Drăghiceanu și Izvorul, iar este o vale mare, unde se depusese deja gheață pe carosabil. Și am dat cu aceste materiale derapante mai mult la lopată, manual, pentru că dăm mai mult într-un loc, sărărița împrăștie în mod egal peste tot, care se pretează mai bine pe zonele asfaltate.